Bună ziua tuturor! Bună ziua de aici, din Egipt, tocmai din deșert. Știu că v-am încântat cu imagini minunate, cu imagini spectaculoase, și pentru că mi este atât de drag deșertul, astăzi am decis să fac acest video destinat domnilor. Până acum am tot făcut filmări pentru femei seminarii pentru doamne, tot felul de intervenții și de video și emisiuni în care am participat și am transmis mesaje către doamne. Și astăzi, tocmai din acest loc, foarte drag sufletului meu, am hotărât să transmit un mesaj și domnilor. Astăzi, ca și subiect, am ales ce nu suportă femeia la un bărbat. Așa cum am tot observat și poate și voi ați observat că sunt foarte multe articole, emisiuni destinate doamnelor, cum ar trebui ele să se îmbunătățească ca să placă domnilor, ca să atragă un bărbat, să-l facă fericit. Este foarte important să înțeleagă și bărbații ce anume au ei de făcut ca să facă o femeie fericită. Să știți că foarte mulți bărbați sunt interesați cum să-i ofere unei femei bunăstarea sufletească, în primul rând și cea legate de iubire, de dragoste și de bună înțelegere. Și pentru că bărbaților le place ca informația să fie foarte bine structurată și să se înțeleagă foarte clar domne, ce au ei de făcut ca o femeie totuși să se simtă împlinită și fericită, astăzi am ales o listă așa foarte bine structurată pentru voi, dragii mei bărbați. Pentru că știu că tot timpul vă puneți întrebări și chiar am avut foarte multe mesaje și din partea domnilor, Soada, zilele și zine și nouă ce anume ar putea să facă un bărbat ca să fie femeia fericită. Ce nu suportă o femeie la noi? De ce sunt triste? Sau ce anume le ne nemulțumește atât de mult? Și știu și ei de la doamnele cu care trăiesc din relațiilor, de la iubitele lor, de la soțiile lor, ce anume nu le împlinește pe ele cu adevărat, dar poate uneori comunicarea este defectuoasă din cauza celor momente pline de tensiune și parcă nu intră atât de bine în, în conversație acea necesitate care vine și din partea unei femei. Iar astăzi, fiind aici într-un loc, cum am spus, foarte iubit de mine și pentru că mi-e atât de drag și de femei și de bărbați și țin atât de mult ca oamenii să se înțeleagă și să aibă parte de o relație plină de înțelegere și de pace... Uh, am să aduc și eu uh, latura aceasta ce are de făcut un bărbat, ca să fie și el fericit, și femeia fericită. Am observat foarte des că bărbații sunt fericiți când văd femeia lor că este fericită. La fel cum și femeile tind către asta, dar un bărbat întotdeauna l-am auzit să spună foarte des: dacă o văd pe ea fericită, sunt și eu fericit. Și să începem lista. Ce nu suportă femeia la tine, ca bărbat? Să nu asculti și să nu-i dai atenție când îți vorbește. Când nu te uiți deloc la ea când ea îți vorbește. Acum, posibil să fii ocupat, să ai ceva de făcut și, -și poate, poate că ai alege un moment nepotrivit să vină să-ți spună ceva sau să vorbească cu tine. Dar sunt foarte multe momente în care am observat că atunci când femeia comunică cu un bărbat, prin casă mai ales, mai ales după ce o relație este de lungă durată și se cunosc de o perioadă bună de timp, bărbatul respectiv nu se mai uită efectiv la ea când ea îi comunică ceva, când îi povestește ceva, o întâmplare de la servici sau de unde a fost sau de la o întâlnire care a avut-o. Și atunci femeia am observat că se simte foarte singură și parcă nu se mai simte atât de important în, ochii lui. Așadar, mă adresez ție, ca bărbat. Îți recomand foarte mult în momentul când ieși cu o femeie, mai ales într-o relație de lungă durată, ca să o faci să se simte importantă și ascultată, uite-te la ea când femeia îți vorbește, când iubita ta îți vorbește. Uite-te cu tot chipul tău, cu ochii tăi, direct la ea în ochi, pentru că așa o să înțeleagă foarte clar că totuși ești acolo cu ea, că ești împreună cu ea. Să știi că nu trebuie neapărat să fii de acord cu ceea ce spune ea, dar faptul că îi acorzi atenția necesară, trupească, ești acolo corpul tău, conștient că îți vorbește, se uită la tine și tu te uiți la ea, ar fi minunat dacă ai putea măcar să o asculți și să te uiți în ochii ei, indiferent că ești sau nu de acord. Al doilea lucru. Ce nu suportă o femeie la un bărbat este să nu-l vadă zâmbind, sau bărbatul acela bozunflat. Femeia adoră un bărbat cu simțul umorului și mai ales pe cel care poate să surâdă, are un surâs pe chip. O face pe femeie să se simtă acceptată, adorată, poate cu o stare mult mai bună în momentul când comunică cu tine și te vede că ai un surâs pe chip, atunci, repet, când subiectul este de așa manieră încât există loc pentru un surâs sau pentru un zâmbet. Atunci când vorbim despre seriozitate, să știți că seriozitatea nu este așezată într-o mimică serioasă, este așezată într-o atitudine. Acolo se regăsește adevărata seriozitate în atitudine. Dar atitudinea în sine, în funcție, repet, de eveniment și de subiect, de multe ori este nevoie ca în ea să fie așezat un chip blând sau cu un surâs. Acel chip de bărbat care este tot timpul încruntat și tot timpul cumva într-o stare așa de nemulțumire, chiar dacă contextul în sine este unul plin de entuziasm sau de relaxare sau pur și simplu fără niciun eveniment formidabil, Totuși, ca bărbații acorzi unei femei sau iubitei tale sau soției tale un surâs sau un zâmbet, nu mai spun de simțul umorului și de glumele care merită să le faci în preajma ei și nu neapărat despre ea, că și acesta este un alt subiect foarte important, că una este să râzi împreună cu ea și alta este să râzi de ea. Da? Atunci, te rog eu mult de tot, acordă-i un surâs din când în când, privește-o în ochi și oferi un zâmbet, pentru că femeia este ființa aceea care îi place foarte mult să, să citească limbajul non-verbal și mai ales detectează foarte repede emoțiile și trăirile celuilalt sau al interlocutorului. Iar faptul că te vede că ai un surâs pe chip, repet, când contextul în sine este unul de așa manieră încât se cade să ai așa ceva, atunci este perfect. Pentru ea înseamnă că este dorită, că este adorată, că totuși are parte și a de un flirt, chiar și după ani și ani de relație. Este foarte frumos să vezi că un bărbat poate zâmbi cu ușurință care sufletul ușor. Și asta se poate învăța și se poate antrena, chiar dacă felul tău de a fi ca bărbat nu îți stă în fire să fii mai relaxat, să zic așa, în mimică și în gestică. Așadar, te rog mult de tot, zâmbește. Să minți aiurea, pur și simplu uite așa, când femeia sau iubita ta te te-a prins cu o minciună, să continui să minți. Femeia preferă de multe ori să recunoști atunci pe loc decât să tot insiști și să ascunzi în continuare sub diverse forme de minciuni, pentru că oricât de dureros e pentru o femeie actul în sine pe care l-ai săvârșit și prin care ai decis să minți, ea preferă de multe ori acea mai mare durere sau, mai bine spus, adevărul dureros pe care totuși îl așteaptă. Decât o minciună care să facă să se simtă bine, Chiar dacă va suferi femeia în urma acelui adevăr și nu-ți va fi confortabil, va fi mult mai recunoscătoare și va avea mult mai repede încredere în tine dacă îi vei recunoaște mai repede adevărul decât să insist și să vii cu mai multe minciuni. Mai sunt câțiva bărbați care le place pur și simplu așa să, să mintă puțin, chiar fără niciun motiv. Dacă afară este soare și frumos, el o să spună că a fost soare și cu nori. Fără niciun un motiv anume, unii bărbați au obiceiul să mintă. Și aici nu am venit să judec, pentru că și femeile mint, și fiecare are motivele lui să ajungă să mintă, dar vorbim de acele contexte în care deja este foarte clar ce s-a întâmplat și el totuși uh, își dorește în continuare să-și susțină acea masculinitate uh, sub aparențe sau sub anumite minciuni, cum le spun unii, nevinovate. Să nu o întreb nimic despre viața ei. O femeie adoră foarte mult să o mai întrebe exact așa ce mai faci. Nu mă refer pe internet să o întreb nici la primele întâlniri, așa după ce a trecut o perioadă în relația voastră, adoră foarte mult femeia să o întreb pur și simplu ce mai faci, ce mai faci tu, ce mai e nou în viața ta, tu cum te mai simți. Cum ți se pare una și cealaltă? Să deschizi discuții ce țin de sufletul ei, pentru că multe femei ajung să se simtă singure în relație, tocmai pentru că acel bărbat nu mai întreabă, dar tu ce mai faci? Femeia desor vine și pune poate o grămadă de întrebări către tine, dar tu ce mai faci? Dar ce faci? Dar la ce te gândești, nu? Cred că ți este foarte familiar acest aspect. Te tot întreabă, oare la ce te gândești? Zim și mie la ce te gândești. Dar tu către ea, nu știu cât de des te duci să o întrebi, dar tu la ce te gândești? Și nu neapărat că ar acest aspect, să-ți dezvăluie neapărat ce are ea în mintea ei, ci pur și simplu i-ar plăcea să știe că soțul ei sau iubitul ei are această dorință să o întrebe și să afle ce mai face ea, cum e ea, cum se mai simte ea, ce vise are, ce planuri are, ce a mai făcut în general, la ce experiență a mai ajuns, chiar și minore, fără nicio încărgătură sau specificație anume. Dar care ar ajuta-o foarte mult să simtă că există un prieten cu ea în relație și o întreb o tu și devii tu prietenul ei și nu neapărat cineva din afară într-o bună zi unde se înceapă să dezvolte atașamente Pentru că o femeie la un moment dat într-o relație de lungă durată sau într-o căsnicie ajunge să dezvolte atașamente vis-a-vis -vis de un alt bărbat tocmai pentru că acela o mai întreabă tu ce mai faci și acordă această atenție. Până aici cred că v-ați dat seama că femeia are nevoie de atenția și prin aceste acțiuni îi acorzi atenție, iar ea este foarte încântată și ajunge să trăiască o pace lângă tine. Cât timp o ignori sau ai atitudine cumva așa, igno cum am spus, ignorantă sau fără să-ți mai pese de viața ei în general sau fără să răspunzi chiar și emoțional în fața ei printr-un zâmbet, cum am spus mai devreme Asta o face să nu se mai simte iubită, repet, chiar dacă o iubește enorm de mult Femeia răspunde altfel și caută alte semnale legate de iubire Altceva ce nu mai suportă o femeie la un bărbat Să nu susțin proiectele și învisele ei am observat că femeilor le place să meargă către un bărbat care are un proiect sau are un vis și începe și îl susține. De exemplu, hai că poți să faci, de ce nu mai faci acel lucru? Eu știu că tu ești un om deștept. Sper că aveți astfel de doamne care să vă susțină și o visele, dar se întâmplă deseori să vedem bărbați care nu susțin soțiile sau iubitele lor în diverse idei pe care le au proiecte sau chiar scopuri care și le propun. Adică au atitudine cumva nu-i acord suficient de multă încredere că ar putea să facă așa ceva. Ori, nu știu, e chestia aceea că femeia nu poate sau că e o ființă mai sensibilă sau pur și simplu că n-ar putea să ducă la bun sfârșit sau Ți se pare că visul ei sau proiectul ei este peste puterile ei. Asta nu, acesta este, nu este un motiv să îi tai din elan sau să îi tai din aripi. Este foarte frumos măcar la nivel de idee să discuți cu ea și să o susții și să elaborezi cu ea visul ei, planul ei, să vezi ce-i în mintea ei până să vii și să spui nu. Există mulți joy killer pe lumea aceasta, adică vin așa cu atitudine. Primul lucru când spui că ai o idee și... Te trece așa prin cap, că femeilor le trec multe prin cap, dar nu neapărat pe toate le-ar face, dar le place pur și simplu să împărtășească acest aspect și să vină cu o idee sau cu un scop sau cu un proiect și se trezește el, a, nu, 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 nu că nu se poate. Nimeni nu așteaptă nici măcar femeia să spui, vai, da, cum să nu, excelent, ce idee minunată, dar măcar la nivel de conversație, rămânând cumva obiectiv, Uh, hai să vedem la ce te-ai gândit, hai să discutăm despre asta, să vedem și atunci să cântărești cu ea posibilitățile, se va simți mult mai ușurată decât să vii și să-i spui nu, cum să faci așa ceva, cum să te duci până acolo sau cum să te apuci de chestia asta, dacă crezi că există posibilitatea. Foarte multe femei au venit cu idei geniale în viața bărbaților și le-au oferit foarte multe cum să zic eu așa, foarte multă inspirație și la fel de bine o femeie poate departe să ajungă împreună cu partenerul ei când are o susținere. Măcar, repet, la nivel de idee, să simți că lângă tine există un bărbat care spune hai să vedem la ce te-ai gândit, nu să zică nu sau nu se poate. Alt aspect care nu suportă o femeie să nu ai încredere în ea și în puterile ei. Se leagă foarte mult de această discuție pe care am avut-o acum anterior, Adică să o vezi incapabilă. Și aud deseori acest cuvânt printre cupluri, de la el către ea, ești incapabilă pur și simplu nu te duce capul. Exact astea sunt expresiile. Nu ai cum. De ce tocmai tu? Da, crezi că tu reușești, dar tu crezi că ești ca celelalte. Pur și simplu ar trebui măcar să-i acorzi dramul de încredere, că dacă tu ești un om inteligent și deștept și frumos și nu știu, plin de calități, faptul că ți-ai ales o femeie reprezintă oglinda ta și ea poate să facă foarte multe lucruri. Acorde mai multă încredere. Nu neapărat trebuie să-i susții lucrurile cu care nu ești de acord, dar ai încredere în ea că își va da seama ceea ce este corect sau nu, pentru că așa și ea se relaxează. De multe ori femeia ajunge să facă lucruri numai ca să demonstreze contrariu și să-ți arate clar că uite, am reușit să fac chiar dacă tu ai spus că nu sau că nu mă crezi capabilă. Și chiar dacă nu și-a dorit să facă acel lucru, de multe ori ajunge să-l facă, repet, numai ca să-ți demonstreze ție, ca să dobândească și au un statut în ochii tăi. Și de ce ar face o femeie așa ceva? Pentru că în fond și la urma urmei își dorește să fie admirată, admirată de tine, că și ea poate să facă foarte multe lucruri. Acum, înainte bărbații erau cumva așa aceia, personajele să le numim așa, sau jucau rolul în care ei ajungeau să facă foarte multe în afara casei, să se dezvolte, să crească, să își urmeze un proiect sau un vis, iar femeia era foarte preocupată de casă și de copii. Asta se întreabă bărbații, oare ce-și mai doresc femeile dacă ele pot să facă și lucrurile acestea pe care noi le făceam înainte? Înseamnă că noi trebuie să inversăm rolurile, să stăm noi acasă și ele să iasă? Nu. Uite, acum am ocazia să vă spun acest lucru. Ar trebui să fie eliberator și pentru voi, ca bărbați. Dacă înainte, ca bărbat, trebuia să ieși afară, să te duci, să aduci bunuri materiale ca să poți să oferi casei tale ceea ce este necesar, pentru că femeia nu muncea înainte decât acasă și îi demonstra iubirea față de ea, mergând și cu sudoarea pe frunte, aducând până la urmă ceea ce au nevoie copiii și familia ta, Astăzi, mai mult ca oricând, ai ocazia să înțelegi că o femeie poate să stea cu tine nu pentru că ai bunuri materiale și că e acord strictul necesar ca să-și conserve, să zic așa, Ființa ei și să supraviețuiască, astăzi o femeie își poate dobândi cele necesare singură și poate avea libertatea să aleagă să stea cu tine pentru că îi place de tine, nu pentru că are nevoie de tine. Și asta poate fi extrem de liberator pentru un bărbat, pentru că măcar știi și tu că o femeie te alege nu pentru că ai ceva, ci pentru că îi place cum ești tu și ce ești tu și ce poți să devii. Și atunci ar trebui ca bărbatul, astăzi, să ofere altceva femei, nu neapărat strictul necesar, pentru că acel lucru și-l poate dobândi și ea, ci suportul emoțional. O femeie, astăzi, are nevoie de trăiri emoționale și le-a inhibat an la rând, poate ancestral, foarte multe femei în urmă. Să zic așa, din strămoș în strămoș, s-a perpetuat această nevoie cumva să trăiască și ea și să-și satisfacă emoțiile și nevoile emoționale. Înainte nu avea voie. Înainte oamenii se căsătoreau din necesitate, pentru că trebuiau, pentru că acea căsătorie a fost implementată ca cei doi să aibă un acoperiș, să trăiască împreună, pentru că împreună pot supraviețui mai bine decât separat. Dar astăzi, cuplurile se pot mai mult căsători din iubire decât din nevoie. Deși au mai rămas foarte multe cupluri în această lume care se iau din nevoie sau din chestiuni materiale, dar înainte, oamenii chiar nu aveau încotro și nu aveau voie să iubească sau să se ia din iubire, ci vă trebui să învețe să iubească partenerul cu care au ajuns să trăiască. Și acum, și femeia și bărbatul poate alege cu cine să trăiască și cu cine uh, să meargă mai departe. Și la fel de bine ajung să se despartă, pentru că își pot furniza singuri cele necesare, dar nu se mai găsesc oameni care să ofere și să furnizeze nevoile emoționale. Și acum stadiul a crescut la următorul nivel. Dacă înainte se asigura partea materială și de supraviețuire, iar acum s-a rezolvat acel stadiu, fiecare și femeia și bărbatul poate să își aducă singur în viață ce au nevoie, acum următorul nivel are loc și au loc și sentimentele să își fie hrănite. Iar astăzi o femeie are nevoie de la un bărbat să poate să-i ofere emoții, trăiri, cumva o intensitate în sfera emoțională prin diverse acțiuni. Și acele acțiuni pe care le pot înșira și eu aici se află în acest video, iar bo, va fi mult mai ușor, doar că probabil va trebui să dezvoltați sfera aceasta emoțională și să fiți deschiși către femei și să învățați și voi la rândul vostru un alt nivel prin care puteți să vă faceți femeia fericită. Dacă înainte îi cumpărai o mașină și aduceai mâncare la copii și salar, ea era mulțumită, fericită și nu avea de unde să-ți mai ceară și atenție și mângâiere și momente și surprize și emoții și conversații. E, astăzi, femeia își dorește următorul nivel și poate nu va mai impresiona atât de mult ce ai de oferit material, cât ceea ce ai de oferit emoțional. Să-ți dezvolți arta conversației, arta diplomației, simțul umorului, empatia, să știi cum anume să o cucerești din punct de vedere emoțional, cum să-i canalizezi trăirile, intensitățile, chiar furiile, dezamăgirile. Aceste calitățile trebuie și le fuite, și o femeie se va simți mult mai fericită dacă va găsi acest fapt, aceste manifestări la un bărbat, decât orice altceva. Să fii posesiv și gelos, nu suport o femeie unele femei înțeleg iubirea prin astfel de manifestări, să te vadă posesiv și gelos, ca altfel cumva parcă n-ai iubit dacă n-ai arătat că ești gelos și posesiv, dar sunt o categorie de bărbați care sufocă foarte mult și nu te simți foarte bine pentru că ai impresia că tot ce faci este greșit ca ajunge cumva să te critice sau să te blameze pentru că ai ales să faci ceva care l-ar stârni pe el sau ar simți că te poate pierde. Și atunci o femeie nu mai are atât de multă libertate de mișcare sau de manifestare, chiar în viața ei de cuplu, pur și simplu de teamă că acest bărbat să nu o sufoce și mai mult cu tot felul de motive inexistente legate de posesivitate și gelozie. Să o ignori. Alt aspect pe care o femeie nu suportă este să se simte ignorată complet. Când apare ignoranța, consider că iubirea a dispărut de mult. Iar dacă joci rolul unui ignorant, te anunț că asta nu te va face să te simți mai special sau plin de putere, pur și simplu ignoranța o poate scoate din minți. O poate enerva foarte tare o femeie când o ignori. Uite, de exemplu, când ea vorbește cu tine și tu o ignori o dată de două ori, de mai multe ori. Când o ignori legat de nevoile ei emoționale sau atunci când are și ea un moment în care are o trăire, chiar un râset, chiar o bucurie foarte mare și tu rămâi așa cumva ignorant în acel moment. Asta doare foarte tare. Și nu te mai mira că femeile au momente în care se vor lua de bărbați Uh, cum spuneți voi, fără motiv? Nu. Motive sunt foarte multe. De ce ajung femeile să se manifeste într-un mod anume? Pentru că ele încă mai așteaptă și încă mai stau ca totuși și totuși să mai există o șansă să înțelegeți și voi ce-și doresc și ele până la urmă. Tot ce se leagă, în general, este de sfera emoțională, uh, în ciuda faptului că voi credeți că femeia este încă dornică după lucruri materiale. Uh, o poate încânta dar nu poate flata. Să fii încrezut, orgolios și lăudăros. Să-l auzi așa cât e de umflat, așa, are multe, laude despre el, să te lau singur. Dacă o femeie inteligentă și stă cu tine să te lau singur, este cea mai proastă alegere care ai putea să o, să o faci în acel moment ca să-ți arăți, nu știu, statutul sau ce ești tu. Sau să ai așa, acel orgoliu Pur și simplu, mulți bărbați se simt inhibați de inteligența unei femei. Și atunci, ca să o depășească, o umilesc sau o fac cumva să se simtă foarte prost. Nu-ți arăți masculinitatea pe cât de orgolios și de deștept ești. Îți arăți faptul că poți să fii un bărbat adevărat sau că ești un bărbat adevărat dacă poți foarte mult să reușești să intri în sfera emoțională și să stăpânești și până la urmă să cucerești toate trăirile ei pe care tu îi le oferi, tu îi le iei. Adică să ai capacitatea așa ca unui, hai să numim așa că vă place cuvântul, manipulator. Dacă chiar vreți să fiți mari manipulatori, învățați emoțiile, învățați să le recunoașteți, învățați să le trăiți, învățați să le controlați, pentru că voi având o sferă mentală mult mai dezvoltată și o sferă emoțională mai înhibată, sau pur și simplu antrenată din cauza felului vostru cumva mult mai mental de a vă manifesta felul vostru de a fi, e femeia, ea este mult mai emoțională și nu e nimic greșit în asta. Prin emoții existența devine mult mai colorată, când trăirile sunt mult mai intense, însă și viața este mult mai intensă, așadar o femeie poate trăi mult mai intens existența pentru că toate simțurile ei sunt bombardate de mediul înconjurător și accesează mult mai mult emoțiile și trăirile pe care ea le are. Și atunci dacă chiar vrei să cucerești o femeie, îi cucerești inima Așa se spunea, așa rămâne Nu cauți să-i cucerești mintea Pentru că un bărbat, cum am spus și doamnelor Pe un bărbat îl cucerești în momentul când ai reușit să pătrunzi în mintea lui Și ai reușit să-ți dai seama până la urmă Cum funcționează mintea unui bărbat și ce își dorește el Și cum răspunde el la anumite lucruri în viață Asta am vorbit deja pentru femei Dar pentru bărbați și vouă vă spun Atunci când cucerești inima unei femei și mă refer aici la sfera ei emoțională, atunci reușești să calmezi spiritele și să ai parte de o experiență minunată cu femeia pe care ai ales-o. Alt aspect care nu suportă o femeie e să nu-ți finalizezi proiectele. Când încep bărbații și fac ceva și nu termină ceea ce au început să fac, asta scoate din sărite o femeie. Să nu ajungi când aveți un copil. Am văzut foarte multe cupluri în care un bărbat stă pur și simplu, și se uită la ea cum ridică copilul din cărucior, îl așează acolo, are mâinile ocupate și el stă și se uită. Iar își lipsește empatia. Una e să-ți spună ea de 100 de ori și înveți așa automat, nu știu ce vă doresc mai mult, să aveți o atitudine sau automatisme, ca zis ea trebuie să fac, sau totuși o să ai și tu pornirea sau simțirea să vezi că acel moment este necesar și că ar trebui să faci parte din el, nu să fii într-una invitat. Așadar, mi se pare că astăzi, mai mult ca oricând, e nevoie să știi să citești trăirile și emoțiile unui om decât să fii educat și antrenat. Papa galicește, vezi că dacă se ridică, tragi scaunul. Sau vezi că dacă are copilul în brațe, ieși și tu ceva. Adică să ți se dea așa pe românește spus mură în gură tot ce ai de făcut, în loc să înveți să-ți dezvolți empatia. Eu cred că e mult mai frumos să nu devii un robot, să răspunzi la automatisme sau să se dea o fișă cu ce ai de făcut și ar fi mult mai frumos să știi efectiv cum să abordezi sfera propria ta emoțională, să-ți dezvolți empatia, să te uiți mai atent la nevoile celorlalți și să știi efectiv când este necesar să intervii și când nu este necesar. Să o întreb cât și de ce a cheltuit. Acum sunt cazuri și cazuri în care într-adevăr cupluri care împart foarte multe cheltuieli nu își permit foarte multe lucruri în viață și atunci e bine să existe o comunicare, dar când ea are venitul ei și totul este acasă așa cum trebuie și uh, furnizează foarte multe lucruri în casă și aduce un plus valoare și încă să îi mai pui întrebări dacă cât a cheltuit și de ce a cheltuit atâta și pe ce a cheltuit atâta frustrează o femeie uh, foarte mult și se simte cumva uh, cum să spun eu că ar trebui să se neglijeze pe ea și casa ei și atunci simte că pierde teren și o să-ți placă de altă femeie mult mai mult. O femeie ajunge să cheltuie foarte mult ca să placă bărbatului sau o să îți placă mai mult de ea. Dar sunt bărbați, o categorie de bărbați, cumva așa zgârcitul, care nu înțelege că o femeie are nevoie de minimul necesar să se întrețină, să arate bine, ca să îți placă de ea. Odată ce o femeie lasă totul doar pentru casă, doar pentru copii și nu mai are grijă de ea, automat nici atunci nu o să o lau și nici nu o să ridici statuie, ce femeie harnică ai, că tocmai ți-ai îndreptat privirea către cea care totuși investește în sănătatea ei, în frumusețea ei și în starea ei de bine. Să te porți diferit când apar prietenii tăi. Adică ești într-un fel când ești cu ea și când apar prietenii tăi ești cu totul și cu totul alt om. Iarăși este un aspect care deranjează pentru că te transform brușii dintr-o dată, să fii alt bărbat, să nu pară ei că ești îndrăgostit sau că îți place de soția ta sau de iubita ta. Cred că este încă la nivel adolescentin un bărbat care își modifică într-adevăr foarte mult comportamentul când apar alți bărbați, mă refer la prietenii lui. Așadar, mare atenție la acest aspect pentru că femeia observă foarte mult și nu știu de ce bărbații nu observă, câte multe observăm noi, că tot timpul se trezesc, dacă de ce crezi asta, că nu e adevărat, n am făcut așa ceva. Uh, avem noi inteligență emoțională mult mai dezvoltată sau inteligența socială și vrând nevrând nici noi nu am vrea să vedem asta dar le vedem și ne afectează. Uh, să faci avansuri din mașină la o femeie. Dom'le, dacă îți place de o femeie, dă-te jos din mașină și du-te după ea. Ar fi mult mai mult de apreciat decât să mergi așa în paralel cu mașina când ea merge pe stradă. Cred că astăzi nu se mai întâmplă astfel de lucruri, probabil mai de mult dar mai sunt o categorie de bărbați care asta fac. Dacă amândoi sunteți în mașină, e ok. Dar dacă ea merge pe jos și tu ești în mașină, nu e ok. Am mai auzit că mai sunt femei care ele merg în ce cu mașina pe lângă bărbați, dar nu mai sunt oameni care merg atât de des pe jos. Deci... O abordare mult mai elegantă ar fi dacă chiar ai văzut o doamnă pe stradă care ți-a plăcut, dă-te jos din mașină și du-te puțin după ea și spune-i ceva interesant, sau să te aștepte mai departe, unde poți să parchezi mașina ca să te întâlnești cu ea. Să nu ai grijă de igiena personală. Din păcate, chiar dacă ne aflăm în secolul acesta atât de avansat, și trebuie să menționez acest aspect, să ai grijă de igiena personală, e încă trist, dar se întâmplă aceste lucruri. Igienea personală înseamnă unghiile să fie tăiate, aranjate, părul să fie frumos aranjat, îngrijit și spălat, sprâncenele să fie frumos aranjate, tot ce ține de corp și de igienă să fie totul foarte bine pus la punct, pentru că o femeie este foarte atrasă de mirosul unui bărbat, de parfumul său, se uită la, la cartea de vizită a bărbatului din fața ei și cartea de vizită a fiecărui om, indiferent că e femeie sau bărbat, înseamnă păr, unghii, dinți, chip la modul general și aspectul fizic, felul în care te prezinți. Mă refer aici foarte mult nu la gusturi ce porți. Și ce firme porți și pur și simplu cât sunt decurate și de îngrijite Să nu dai semne de viață Pur și simplu să dispare așa din viața unei femei este de-a dreptul scandalos Ai ceva ce nu-ți convine, îi spui am plecat, am dispărut, la revedere pentru că treziți în foarte multe femei frustrarea și le scade foarte mult stima de sine, crezând că ceva au făcut, dar oare ce au făcut? Chiar dacă au făcut ceva greșit și ați decis să plecați, spuneți-le exact ce anume nu va a convenit și atunci puteți să dispăreți, dar nu dispăreți fără niciun mesaj sau fără niciun, nu știu, un cuvânt de spus sau... Adică, hai să zicem că a fost și de o noapte, te-ai culcat cu ea, ți-a plăcut de ea și a doua zi să închizi telefonul să nu mai spune nimic de lași să fii. Aici probabil că ar trebui să mai educ eu femeile să aibă grijă cu cine ajung să umble ca să nu ajungă să aibă astfel de experiență pentru că au nimic probabil cu bărbați total needucați. Un bărbat chiar dacă a vrut doar o noapte sau nu i-a plăcut ceva anume spune ce nu i-a convenit sau ce anume i-a creat un disconfort și a dispărut. Să vorbești urât de fostele iubite din viața ta. Fie că ai fost însurat, fie că ai avut o iubită, fie că a fost o relație dezastroasă, fie că aia este, nu știu, o femeie foarte rea care ți-a făcut foarte mult rău, nu se cade să vorbești urât de fostele tale femei relații. Și deseori știți când se întâmplă asta, când femeile nu au fost nici cele mai groaznice, nici cele mai bune, ci au fost așa cumva între, și bărbații ajung pur și simplu să vorbească urât despre ele să-ți cucerești noua ta iubită sau în viitoarea ta soție, blamând-o pe cealaltă, crezând că ea astfel nu va face filme în cap că încă o mai iubești și o dorești, Că de multe ori de aia un bărbat ajunge să vorbească urât de fosta lui soție sau iubită, nu neapărat că și-ar dori, ci pentru că înțelege cumva greșit că femeia lui de astăzi, ca să nu fie geloasă, preferă să o prezinte pe cealaltă într-o manieră nefavorabilă, numai ca să-și ia de o grijă că aceasta de astăzi nu va face o impresie cumva că și-ar mai dori-o acel bărbat înapoi. Dar aici repinde cum anume, nici să o lauși ce mișto a fost fosta ta iubită, dar nici să-i vorbești chiar așa urât într-una ce groaznic a fost femeia respectivă Bun, să vorbești prea mult sau deloc? Sunt bărbați care atunci când te întâlnești cu ei vorbesc și nu se mai opresc sau nu vorbesc absolut deloc? Aici trebuie învățat și temperat acest aspect: cum anume trebuie să se desfășoare, evident, o conversație în care să există adevărată comunicare, dialog și nu monolog. Mai departe, să nu-i recunoști că ai înșelat-o. Recunoașteți că o femeie poate ierta mult mai mult în momentul când. Uh, Te-a prins că ai înșelat-o decât să continui să-i naști fantezii și filme în cap. O femeie care a simțit că ai înșelat-o poate naște mult mai multe fantezii și mai multă ceartă aduce în casă decât dacă îi spune exact că s-a întâmplat, poate ierta. O să crezi că nu, dar poate ierta. Uh, decât să ai în casă într-una un om suspicios, care te trezești când stai relaxat, dar sigur n-ai fost, dar sigur e acolo care să te urmărească într-una. E mai bine să-i mai spui exact adevărul și apoi depinde relația cum funcționează și cum merge mai departe decât să funcționeze într-o iluzie și în fantezii bolnave Să o umilești, să înjosești și să faci să se simte incapabilă Este, cred că, cel mai groaznic lucru pe care o femeie poate să-l trăiască când se simte umilită În momentul când este... Este umilită din punct de vedere intelectual. Când o face în toate felurile pe acea femeie, și nu vreau să le menționez de aici acele cuvinte pe care un bărbat ajunge să le rostească, numai ca să o denigreze complet și să o umilească din punct de vedere așa cumva intelectual, să-i scadă stima de sine complet și o face o incapabilă. Ca să încep cu cuvântul acesta și cu acesta am încheiat. Este, nu știu, inacceptabil. Probabil că femeia n-ar trebui să mai rămână acolo, iar dacă mai rămâne, probabil că știe că există încă o șansă în acel bărbat să-și revină, dar nu mi se pare un semn foarte bun când un bărbat a ajuns să umilească o femeie devine acea femeie, orice fel de iartă-mă și oricât de multe gesturi de iubire ar ajunge acel bărbat să le facă din nou ca să-i șteargă amintirea umilinței, o femeie când e umilită se simte mult mai groaznic în comparație cu un bărbat umilit. Un bărbat e umilit, a înțeles, i-a trecut, dar o femeie când e umilită, în ea când se presează ceva, ai presat-o, ai călcat așa pe ea, se împrăște mult mai mult, devine și mai nesigură, și mai suspicioasă, ai nevoie mult mai multe forțe de pui ca bărbat să-i recâștigi încrederea în ea, decât un bărbat când ai călcat, el este mult mai solid să-l numim așa, da? o femeie mult mai maleabilă, precum apa, dacă vreți, ca simbolistic, iar un bărbat e făcut așa precum un pământ. Ai călcat pe el, a rămas o urmă, a înțeles. Dar o femeie, când ai călcat pe ea, pe o apă s-a împrăștiat, pur și simplu, n-ai de unde să o mai apuci, e plină de stări și este foarte greu să-i crești înapoi stima de sine. Trebuie multe declarații, multe cadouri, multe demonstrații că ea este totuși ok și că ai avut un moment. Nu umili femeia orice ales să faci, nu știu, nu poți să aleg cei mai bine, dar să nu ajunge să omiliți o femeie, pentru că își va demonstra și ei și tuturor cât de capabil este făcând niște acțiuni care poate unor vor fi deplasate sau poate va avea un, nu știu, un succes enorm numai să demonstreze și să-i crească, să-și crească înapoi stima de sine din cauza unor momente în care a fost efectiv călcată în picioare. Să nu ai timp de ea nu i a cerut 24 din 24, dar când v-ați așezat pentru a lua cină sau a discuta 30 de minute, o oră sau 5 minute că a venit în brațele tale, ia timpul ăla și stai cu ea nu încerca să i vii sau doar când vii tu atunci e timp, lasă și ea când simte și simte că e timpul să o iei și pe ea în brațe sau să o accepti în sfera ta, în lumea ta, pentru că atunci e timpul ei. Să nu ai timp de ea înseamnă în felul următor. Când ea și dorește să se apropie de tine, să-i acorzi măcar acele 5 minute sau să-i spui lasă-mă 10 minute și o să se poată, dar nu doar tu când ai timp să te apropii, ea trebuie să fie disponibilă să simtă că îi faci un favor. Un bărbat care întotdeauna inspiră femeii sentimentul că îi faci un favor, că e cu ea, un favor că, uite, bă, nu, int intră în sfera încrezutului eu sunt aici, am venit acum, eu te-am ajutat cu, nu știu, bagajele. Cumva ce noroc că eu exist în viața ta, că altfel n-ai putea să supraviețuiești, ca și cum ar fi un favor că acel bărbat există în viața ta, deranjează. Pentru că așa putem și noi să începem să, începem să vă arătăm cât și multe putem face și cât de multe favoruri vă facem. Dar n-ar fi ok ca bărbat să atitudine iarăși orgoleasă în care să o faci pe acea femeie să simte că ai făcut un favor, că trăiești cu tine, și nu altfel, sau nu singur. Faptul că ai impresia că poți să-i faci un favor, acest aspect iarăși denotă cumva o superioritate în manifestarea ta și că ea n-ar putea oarecum să trăiască și singură. Să-i spui într că e prea sensibilă nu e ok. Și ne putem spune multe, dar nu neapărat sensibilă. Poți să-i repeți unei femei la nesfârșit, că oricum asta nu o să vindece sensibilitate. o poate acutiza. Dar sensibilitatea nu este un defect. E o mare calitate. O calitate la care foarte puțini oameni pot uh, să ajungă, pentru că o sensibilitate dezvoltă foarte multe. Capacități să-ți dai seama imediat și instant de foarte multe evenimente și aspecte din viață, decât dacă ai sta efectiv să le studiezi și să le observi ca să tragi concluzii. Un om sensibil este un om care are foarte multe conexiuni, să le numim așa, în interiorul său, imediat își dă seama. Dar anumite evenimente, lucruri, intenții și tot așa mai departe, este o, să zicem așa, o specie superioară un om sensibil. Și dacă vorbim despre bărbați și ei sunt sensibili, doar că nu și arată, femeile sunt sensibile, dar și arată, așadar și femeia și bărbatul sunt o specie superioară în momentul când își arată sensibilitatea că pot să simtă și să-și dea seama, dar care este șlefuită și bine controlată și canalizată să spui, să nu-ți exprimi emoțiile și trăirile, asta am menționat, să nu ai simțul umorului și asta am menționat, să ai privirea admirabilă pentru altele, asta deranjează. Una este să-ți placă de alta care trece pe stradă, uită-te la ea și alta este să te uiți. Acum nu trece nimeni pe aici că sunt în deșert, dar femeia ține foarte mult să ai privirea admirabilă pentru ea cum tu ții foarte mult să rămână ea doar a ta și să nu atingă un alt bărbat sau să nu impresioneze un alt bărbat, la fel și o femeie înțelege foarte clar cât de important este pentru ea să ai privirea aceea de ce femeie mișto ești. Își face, depune foarte multe eforturi o femeie să vadă în privirea ta o sclipire. E, când ea se îndreaptă deja în exterior către altele, chiar dacă o iubești, ești acolo, nu nu te duci niciodată, ea iară simte că Exact ce își dorește cel mai mult să vadă în ochii tăi, cât de mult o admiri s-a îndreptat în altă direcție. Dacă ai putea să înveți ceva în plus, învață când te uiți la o altă femeie, oricât de mult îți place, să nu ai o reacție atâta de animalică sau atâta de expusă și să devii mai discret. Că o femeie și ea admiră bărbații care trec pe lângă ea, dar are, e mult mai educată în acest sens și mai șlefuită, nu-i curg ochii chiar în halul ăsta, pentru că ea știe să șlefuiască și privirea. Ar putea să-i se scurg ochii, dar știe să o facă mai discret. Și pentru că are are capacitate să facă asta, cere și -a de la partenerul ei să evolueze puțin și să nu-și mai scurgă ochii chiar așa. Pentru că asta mai mult apreciază o femeie când vede că îl duce capul pe un bărbat, chiar să-și ascundă anumite sensibilități sau ai să nu, sensibilități, slăbiciuni, care știe să-și ascundă slăbiciunile mai bine, care știe să-și le controleze, decât unul care e atât de condus de anumită reacție trupească care se manifestă în, în interiorul său. Să nu ai... o să facem și noi așa, o să nu uităm la un Mamă, uite-te la el cât e de fain, nu vă place așa ceva, nu pare cumva needucat. E, la fel și noi avem cumva pretenția să vă educați și voi în momentul când vă uitați la alte doamne. Um, să fii pasiv. Un bărbat pasiv este un bărbat care n-ai cum să-l mai vezi atâta de bărbat. Adică să stea, să nu mai facă nimic, să nu mai miște nimic, să nu mai dezvolte niciun proiect, să nu aibă nicio activitate, nicio acțiune, să nu mai fie un bărbat plin de acțiuni, ci doar pasiv, să-l tot împingi, să-l tot împingi, hai că poți, hai du-te, hai apucă-te, hai fă-o, este greu pentru o femeie să se mai simtă feminină lângă un bărbat pasiv. Așadar, dacă devine mai activ, preia și el acțiuni, preia și el sarcini, face și el ceva, vine cu o inițiativă, adică devine mult mai young în manifestare, va simți și acea femeie că trăiește cu un bărbat cu care are face ce face sau dezvolta mult mai multe decât dacă ar fi rămas pe aceeași poziție pasivă? Eu nu știu, nu îmi dau cu părerea, nu știu ce se întâmplă în lume, probabil dacă tu vrei fă-o rămâi așa cumva singură în doi și ar ajuta mult mai mult să aibă o inițiativă entuziasmat să fie cu simțul umorului, să zâmbească, să fie mai plin de trăiri, mai mult activat în viață, plin de viață, adică să-l simți așa mai efervescent. O femeie adoră astfel de, de bărbați care știu cumva să jongleze între seriozitate, de a fi un gentleman, de a reuși să-ți arăți și latura amuzantă și serioasă, profundă și romantică pentru că și noi facem foarte multe, trebuie să fim și romantice, și sexy, și interesante, și deștepte, și mame, și femei de afaceri, și femei aranjate, și întreținute Și noi trebuie să facem multe, așadar, în, pentru relație mă refer, așadar este și rândul vostru să șlefuiți ceva anume Să uiți și să ai auzul selectiv Acest lucru este inadmisibil, să auzi numai ce îți convine nu e ok, pentru că iarăși intră în categoria ignoranței. Să știți că ne dăm seama că aveți auzul, că ajunge să dezvoltați un auz selectiv. Auziți numai ce vă convine și ziceți că ați uitat sau n-ați auzit ceea ce știați că trebuia să o faceți sau că era necesar. O femeie nu suportă să înjuri sau să vorbești urât nu suportă deloc, îi se pare extrem de deplasat, iar dacă și ea face acest lucru e pentru că are și ea nevoie să descarce într-un fel sau altul, dar una este să vorbești urât și să înjuri când ești nervos și se întâmplă și la ea și alta este să începi așa fără niciun motiv că a trecut o mașină pe afară sau că ai venit de nu știu ce de pe scară sau de oriunde și ai început să urât. Am auzit foarte mulți bărbați vorbind urât fără nimic nu știu, important să se întâmple cât să ajungă până la nivelul acela care să îl facă să se manifeste astfel. Așadar atât pentru astăzi aceasta a fost partea întâi ce nu suportă o femeie la un bărbat o să vin și cu partea a doua probabil dacă nu acum, în curând în viitorul apropiat. De aici din Egipt vă urez toate cele bune din frumosul acesta de aici, din jurul meu, din deșertul acesta, minunat și magic. Iată că a pus și soarele de când stau cu voi de vorbă. Și acum o să păstrez un moment de liniște, ca să auziți liniștea. Ia să auzim împreună liniștea. Și așa, liniște, mi-aș dori să fie și în cuplurile voastre. Pace și liniște vă doresc de aici din Egipt. Vă pup și vă iubesc. La revedere!